Bună seara, doamnelor și domnilor, senzațional! Transmitem în direct de la o benzinărie, unde un patron de echipă de fotbal de Liga 1 face ceva senzațional, incredibil, să-l urmărim! Domnul Copos, domnule Copos, bună seara. Ce faceți aici, domnule Copos? Ce faceți aici? Păi ce să fac, domnule? Am auzit că s-a scumpit benzina și ce să fac? Am făcut un mic atac de cor la început, pentru că eu puneam tot de 10 lei și când am pus am văzut că e mai puțină și am făcut un mic atac de cor, dar după aceea am venit aici să alimentez, pentru că eu alimentez întotdeauna la consum. Domnule, e groasă situația, domnule, e groasă, foarte sigur groasă. Sigur că e groasă, că trebuie băgat aditiv, de la frig se face groasă. Nu, situația am zis, nu benzina, situația, domnule, e groasă. Haideți, vă rog, lăsați-mă în pace că eu alimentez la consum, am treabă, sunt un om amărât, lăsați-mă în pace. Da, domnule, da. 15 lei. Cât? Cât ați auzit? 3 litri, 15 lei. Doamne, nu se poate, trebuie să fie o greșeală, doamne, dar eu sunt om amărât, se poate așa ceva? Eu am văzut aici clar, uitați, scrie 2,5 lon pe litru, nu se poate. Auziți? Ce aș putea să vă ofer ca să mă lăsați să plec așa, fără să plătesc? Domnule Copos, domnule Copos, dacă tot ați alimentat, de ce nu plecați, domnule, cu mașina? Pavle, tu la ta nu e sănătos la cap? Nu ți-am spus că sunt un om amărât și eu mă alimentez la consum, eu nu am bani. Eu am pus aici combustibil, dar nu o să-l folosesc. Eu împing așa mașina pentru că am casa puțin mai la vale și ajung imediat acasă. Hai, nu te mai uita, pune și mâna și dumneata și împinge, ajută-mă și dumneata un pic. Sigur, sigur, cum să nu. Mulțumesc! Mulțumesc, gata, hai că a luat-o. A luat-o. Asta e. 10, 20, două de microfon. Nume și prenume. Băsescu Traian, domnule. Hagi e... Funcție? Președintele țării. Și în general șef. Hagi George... cum era? Funcția, vă rog. Mereu fost antrenor și potențial rege, cum zic, nu? Ce părere aveți despre celălalt intervievat? Foarte bună, domnule. Vorbește limba română mai prost decât vorbești cu engleza. Deci cum zic, mie întotdeauna mi-a plăcut de domn președinte, care el e președinte jucător. Că și eu când am fost jucător la campionatul mondial din 94, lumea vrea să mă voteze președinte, cum zic, nu? Ultima școală absolvită? Școala vieții. Cum zic, ce e aia absolvită? Ce calități apreciați la oameni în general? Paria! Cine n-are la el o sticluță de vodka, la nu e om, domnule, nu se poate. Răbdarea, cum zic, nu? Că trebuie să mă lase să pierd 10 meciuri la rând, că proiectul e pe termen lung și viața merge înainte, cum zic, nu? Culoare preferată. Roșu, galben și albastru. Am zis culoare, nu culori. Roșu și galben. Ce culoare e asta, domnule? Că nu-mi dau... E, oricum, asta e culoarea. Expresii preferate. Fără gheață. Nu e viață. Că zic, dacă ți-e frică de lup, nu intri în pădure, cum zic, nu? Slogan electoral pentru viitoarele alegeri la care o să participați. Să mă achiți bine! Că zic, să trăiți bine ca să nu trăiți rău. Cum arată femeia preferată? Ministră, blondă, frumoasă și s-o cheme Udrea. Cum zic, să fie femeie, să fie sensibilă, să fie persoană umană și să se semene cu nevastă mea, cum zic, nu? Lovitura preferată?
Cât zic, e folia seca și ne întâmplim cum am dat atunci la meciul cu Columbia de 94 de luni s-a învârtit mingea în aer, cât zic, nu? Dosul de palma! Cum scăpați din situațiile extreme? Doamne, m-o fi înjurat copilul ăla, o fi spus ceva de la lucrurile și am trăsul. Cât zic, îmi dau demitere. Poate demisia. Nu, adică ei, patronii, îmi dau demiterea, cât zic. Unde vă vedeți peste 10 ani? Doamne, cu puțin noroc și după ce modific puțin Constituția aia, tot la Cotroceni. Cât zic, 5, 13, deci nu știu că peste 10 ani o să am 90 de ani, deci cât zic, e greu, adică trebuie să facem totul, să dăm bine ca să fie bine, să nu fie rău, cât zic, adică să fim optimiști, ți-e frică de lumea intri în pădure, cât zic, adică să nu ne ascundem după unghii, cât zic, e greu. Bună seara, mă numesc Pompiliu Saturn la Borege și bine ați venit la seara noastră de poezie. Poezia este femeia noastră, este mama noastră, este amanta noastră, iar noi suntem copiii ei, amanții ei. Vă trebuie să spăra. Vă rog. Aveam și o întrebare, cum adică este amanta noastră, mama noastră, cum fată? Draga mea, zuița mea blondă, este o metaforă. Ce metaforă, fată? Cum adică metaforă? Eu nu mă culc cu mama, spune de la început. Auzi, fată, dacă te culci numai cât ai treaba ta asta, știi, dar ține-o pentru tine, dar vorbește numele tău. Noi ne culcăm cu fotbaliști. Dacă era fată presa aici, nu ne făceam de râs? Dragilor, muzelor, cum vă numiți? Simona Senzual. Iana Montanu. Și sunteți poete? Nu, fată. Sunteți doar iubitoare de poezie. Am înțeles. Eu vreau să vă spun că în tinerețe am fost și eu fotbalist. Ha, fată! Așa ca Mutu? Mult, mai mult ca Mutu. Iertați, dar n-am venit aici pentru poezie, nu pentru fotbal. Să recităm poezie. Sigur că da. Să lăsăm pentru moment fotbalul, dragilor, și să ne ocupăm de poezie. Domnișoară, vreau să vă prezentați și să-mi spuneți după aia ce este poezia. Da. Mă numesc Penelopa Crenguța, am rânză și sunt poeta. Domnișoară, sunteți în regulă. Vă dau un pahar cu apă. Nu, nimic, doar am leșinat. Poezia este ca viața, ca viața când e un perfect leșin, de la un cap la altul leșin, un leșin cald, senzual, vibrant, un leșin mângâietor, ca niște fruturi albi care te duc într-o altă lume. Foarte bine, bravo, ai plecat în altă lume. Auzi, fata, care-i frutur, fata? Da, fata, că noi nu vedeam niciun frutură nicăieri. Muzelor, este o metaforă. Să trecem la următorul nostru participant. Să vă prezentați și după aceea să ne spuneți ce este poezia. Mă numesc Eudoxiu Georgel Cucu. Poezia înseamnă lacrimi. Înseamnă lacrimi mari, înseamnă lacrimi mici, înseamnă lacrimi uriașe, înseamnă lacrimi lungi, lacrimi scurte, lacrimi sus, lacrimi jos, lacrimi pe pretutindeni, lacrimi care te omoară, care te putrezesc pe dinăuntru, care te distrăge. Domnișoara Brânză, puteți să ne recitați ceva din producție proprie? Asigur. Spuneți. M-am trezit goală în brațele tale pentru că am leșinat pe tarlale. Bravo. Fata, am și o întrebare, fata. Ce are fata Brânză de leșină? Domnișoară, e pătrunsă de un fior al poeziei. Dar să lăsăm, domnule Eudoxiu. Cucu. Haideți să ne prezentați ceva din producție proprie. Da. Am să vă citesc o poezie scrisă acum 48 de secunde. Se cheamă Lacrima. Lacrima este cea care doare. Nimic pe lume nu doare mai tare. Ah, cât de tare! Lacrima doare. Nimic nu doare mai tare. Lacrima este cea care doare. Doare incredibil de tare. Nimic altceva nu doare mai tare decât lacrima care... S-o termin, care doare! Auzi, fata, fata, și o întrebare. Tu ești mai mult poet sau mai mult fotbalist, fata? Sunt mai mult fotbalist. Da, fata, îi lăsăm pe ăștia pe aici cu poezia lor și mergem la restaurant, fata, discutăm și noi chestii despre fotbal. Dragilor, propunerea dumneavoastră indecentă mă răsculește mai mult ca orice poezie. Să mergem, să-i lăsăm pe acești oameni aici. Aveți pe aici, vă rog. Poftiți. Să mergem la un cafeluță. Iar voi rămâi.
Bună, Pisi! De azi înainte am hotărât să mă ocup personal de educația sexuală a populației. Și în acest sens am și ales un nou slogan, sloganul campaniei mele fiind: spune-mi ce prăjitură îți place ca să-ți spun cine ești și mai ales cine ar trebui să fii. În acest sens am și pregătit o mulțime de eclere foarte, foarte gustoase. Bună ziua, doamnă! Bună ziua! Cu ce vă putem servi? Un tort diplomat, vă rog. Da, la doamna este un caz foarte complicat. Doamna suferă de uscăciune, modificări atrofice ale mucoasei, postmenopauză, secetă la nivel inferior și schimbări radicale hormonale. Pentru doamna am să recomand ceea ce recomand întotdeauna cu foarte multă căldură pentru dumneavoastră, stimată doamnă, un ecler cremos, gustos, zemos și mai ales plin de foarte multă ciocolată. 5 lei vă costă. Vă mulțumesc. La revedere. Și eu vă mulțumesc pentru sfaturi. La revedere. Să mergem mai departe. Bună ziua. Bună ziua. Cu ce vă putem servi? Vreau și eu un tort cranț. Da, la doamna este vorba de un caz puțin mai special. De fapt e un caz clasic. Doamna suferă de o lipsă acută de o lipsă acută. Și pentru doamna voi recomanda de asemenea cu căldură un foarte, foarte bun și gustos și cremos ecler. Nu vreți? Nicio problemă. Doamna vrea două eclere. Sigur, vă costă 10 lei, poftiți. Mulțumesc. Vă mulțumesc și eu, la revedere. Să mergem mai departe. Bună ziua. Bună ziua. Un crem briule. Ce pisi? Crem briule. Cum? Da, am auzit, sau crem briule. Care? Unul mai lung, așa. Am înțeles, pisi. Atunci, pisi, ție am să îți recomand 3 eclere pentru tine. Cât costă? 15 lei, pusi. Mulțumesc. 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 La revedere. Bună ziua. Bună. Cu ce pot să-ți fiu de folos, pisi? Aș vrea și o savarină, dacă aveți. Da, o savarină este o alegere foarte bună pentru soția ta, nu-i așa? Nu. Nu sunt căsătorit. Ah, atunci pentru iubita ta, crede-mă, prăjitura Boema este cea mai bună alegere. Ai iubită, nu? Nu, n-am iubită. A, nu, atunci pentru o persoană singură, eu recomand întotdeauna cu foarte, foarte mult succes un ecler. Este gustos, zemos, mai ales foarte, foarte cremos. Da, eu vreau savarină. Savarina aparține trecutului, pisi. Nu, savarină. Da, aici este un caz puțin mai greu, puțin mai complicat și vom aplica o metodă puțin mai veche, poate chiar cea mai veche metodă din lume. Uite cum facem, pisi, eu îți dau ție banii ăștia și tu vii cu mine acolo în spate să-ți demonstrez eu că eclerul este noua savarină. Bine, pisi! Poftim! Unde ziceați? Aici în spate, da. Oricine are un preț absolut, oricine. Hai, pisi! Bună seara, București! Bună seara, România! Sunt Andreea Esca și bine ați venit la știri. Exasperați de faptul că autoritățile nu rezolvă problema câinilor maidanezi, bucureștenii s-au hotărât să ia singuri măsuri. Astfel, cabinetele veterinare s-au umplut de câini mușcați de oameni. Una dintre victime, o cățelușă din cartierul Titan, pe nume Esmeralda, a suferit numai puțin de 18 mușcături. Ea se află momentan internată în stare gravă, medicii susținând că nu știu dacă va supraviețui sau nu. Dăm legătura colegei noastre aflată la fața locului, Priscila Andrada, fiția Nuciorogârla. Priscila, ai legătura. Da, mulțumesc, Andreea. Stimați telespectatori, într-adevăr transmite aici de la fața locului, din fața cabinetului veterinar în care cățelușa Esmeralda suferă în tăcere pentru că ieri seară a mușcat-o un individ neidentificat.
dar în spatele meu este un grup de susținători, iubitori de animale. Acești oameni au venit să o consoleze, să o încurajeze, să o susțină pe Esmeralda, cățelușa noastră. Să vedem despre ce este vorba. Nu vă supărați, de ce ați venit aici? Bună ziua, dar am venit pentru că sunt o mare iubitoare de animale, da? Și nu-ți dai acord cu ce se întâmplă de aia. Păi da, ce se întâmplă? Cum ce se întâmplă? Oamenii au început să muște câinii, ca turbații sar la câini și mușcă. Păi da, doamna, dar poate e o reacție, pentru că și câinii mușcă oamenii. Nu și ce? Câinele-i câine, domnule. Câinele are voie să muște omul. Dar omul are minte, trebuie să aibă milă. Cum să fac așa păi ceva? Păi da, din câte știu, câinii maidanezi au cam mușcat niște copii și au băgat în spital, doamnă. Nu e adevărat, domnișoară, speculații de la presă. Nu, să aibă milă oamenii, să aibă milă. Păi da, să aibă milă, dar eu vreau să vă întreb acum. Domnul, vreți să vă spun ceva? Da, da, uitați, oamenii se poate feri de câini. Dar câinii nu se poate feri de oamenii așa care e, mușcă. Așa e. Dar păi și ce trebuie să facem? Adică poate că oamenii ar trebui să le dea de băut sau de mâncat. Degeaba, taică, degeaba. Uite, am urât asta de Esmeralda. Esmeralda. Așa, cățelușa asta care a mușcat-o nenorocit animalul ăla de 18 ori. De 18 ori. Da. 18 ori. Am încercat să-i dea de băut. Ca să-l dar cum nu mai muște. Cum a încercat? Avea o cutie de bere în gură. Avea o cutie de bere în gură și a dat o dată din gunoaie. Ah. Și care mai avea nițică bere în ea. Da, da. Și i-a dat-o. Dar degeaba, taică, degeaba, că tot a mușcat-o. Se pare că Esmeralda nu a reacționat bine la bericioaică, nu? Nu, mai de capul ăla, că a încercat. Cum ar trebui pedepsiți aceștia agresori? Da, da, da. Cum ar trebui pedepsiți? Pedepsiți să fie castrați, domnișoară, să nu mai fac copii, să nu se mai mulțească, că copiii după aia, că vede acasă că părinții mușcă și ei are rândul lor. Am înțeles. Nu, eu zic să fie așa, cum îi zice, eu eutanasiat. Da, așa. Sunteți într-o mare eroare. Eutanasiat vrea să spune. Dar n-am să știu ce înseamnă acest cuvânt. Eutanasiat? Adică omorât. Da, să moară, taică, că ăștia este niște răi. Și nu mai, păi să nu mai era de pământul. Da, domnule, cum să-i omorâm? Cum să-i omorâm? Că pe spatele pământului acesteia trăiesc niște oameni. Cum să-i împușcăm, să-i otrăvim? Otrăviți. Cu ce? Sau să le dea chiftele cu sticlă pisată în ele. Să moară în chinul. Să moară în chinul, da, cine să le dea asta? Câinii! Autoritățile! Autoritățile, taică, că de-aia am votat. Ca să aibă grijă de cățelușii și noștri maidanezi. Da, da. Nu să-i lase să îi muște oamenii pe străzi. Nu vă enervați că nu vrem cine știe, doamne ferește, vreun atac de panică. Mulțumesc, Andreea, iată aceasta. E doamna Esca? Da, e doamna Esca. Doamna Esca, vă pup! V-am mai pupat odată la Cernavodă, dacă vă aduceți aminte. Mulțumim pentru această intervenție, doamna, acum vorbiți? Polixenie. Doamna Polixenie a fost alături de noi în această zi. Transmite din fața gabinetului veterinar de aici, de unde cățelușa Esmeralda suferă în tăcere. Mulțumesc, Andreea. Mulțumesc, Priscila. Dau mai departe legătura colegului nostru Adelin Petrișor, care se află alături de primarul Capitalei Sorin Oprescu. Adelin. Mulțumesc, Andreea. Am preluat legătura, doamnelor și domnilor. Iată, ne aflăm aici alături de primarul Capitalei, domnul Sorin Oprescu. Bună ziua, domnule primar. Bună ziua. Domnule primar, spuneți-mi, cred că ați aflat deja, bucureștenii sunt într-un război continuu cu câinii maidanezi. Și, după cum știți, nu numai oamenii sunt mușcați de câini, ci și invers. Ce măsuri veți lua în acest sens? Deci m-ați luat cam până pregătite și, dar o să rezolvăm, problema asta într-un mod cât mai fericit. Domnule Oprescu, de 20 de ani se tot caută o soluție și uitați la ce s-a ajuns. Da, dar vă promite Sorin Oprescu că se va rezolva într-un mod foarte, foarte corect această problemă. Domn primar, iertați-mă, aveți sânge pe la gură și sunteți murdari de sânge pe la gură și niște smocuri de blană aveți la... Deci nu este nimic, bă. Mă grăbesc acum să rezolv problema câinilor maidanezi. Andreea? Uite cum facem PC. Eu îți dau ție banii ăștia și tu vii cu mine acolo în spate să-ți demonstrez eu că eclerul este noua savarină. Să nu mai fac copii, să nu se mai mulțească, că copiii după aia, că vede acasă că părinții mușcă și ei are rândul lor. Nu, eu zic să fie asta, cum îi zice, eutanasiat. Eutanasiat. Așa. Mă numesc Penelofa Crenguța Brânză și sunt poeta. M-am trezit goală în brațele tale.
bravo. Fata, fata, ce întrebare, fata. Ce are fata brânză de leșină? Muzelor, este o metaforă. Iar voi rămâi.